Domnul să vă binecuvânteze. Aș face referință la Psalmul 127 și m-aș uita la cele patru lucruri care Dumnezeu le face într-o familie, dacă o familie vrea să fie fericită și binecuvântată de Dumnezeu. Patru lucruri care sunt esențiale în viața unei familii. Gândiți-vă la faptul că este așa un fel de ecuație. Fericirea, zicea unii, este realitatea minus așteptările. Sigur, poate este o modalitate mai umanistă a privi la lucruri, dar vreau să vă spun că este o înțelepciune și în această înțelegere. Realitatea care o ai, dacă nu se compară cu așteptările care le ai, vei fi nefericit. Sau dacă realitatea cu mult întrece așteptările care le ai, vei fi foarte fericit. Fericirea este o stare care este influențată de stimuli externi. Bucuria este o stare care pătrunde inima noastră prin Duhul Sfânt și aceea ne însoțește indiferent de orice situație s-ar întâmpla în viața noastră. Dar fericirea depinde. Dacă ai, dacă nu ai, poți să fii mai fericit sau foarte fericit. În sensul acesta, așteptările care noi le avem în viață întotdeauna se vor contura după anumite tipare care le învățăm în timp. Frații mai devreme au enunțat deja. La consiliere premaritală, eu spuneam la tineri, cele patru nivele de unde învățăm despre viața de familie. În primul rând, învățăm din viața părinților noștri. Că vrem sau nu vrem să acceptăm, așa este. Și exemplul care ne-l dau părinții, dacă este bun, influențează pozitiv, și dacă este nepotrivit, ne va influența ca să spunem, când cresc mare, n-aș vrea să fiu ca mama sau ca tata în privința aceasta. Acestea sunt lucruri care în timp se observă și noi învățăm despre familie din acest exemplu. Mai mult din ceea ce observăm decât din ceea ce ni se spune și din ceea ce auzim. De aceea exemplul familiar este unul excepțional. Și spunea frumos fratele Liviu explicând ce înseamnă părtășia în familie. E necesar ca să-i ajutăm. Ziceam deseori, gândiți-vă, copiii noștri, dacă se va putea, vor atinge cota spirituală unde suntem noi. Dacă se va putea. Pentru că, ca și regulă generală, de obicei sunt mai jos decât noi. De aceea în fiecare generație se pierde din ceea ce generația mai devreme a avut. De aceea e nevoie de o trezire la 4-5 generații, cam la 100 de ani, o nouă reînnoire a devotamentului nostru pentru Dumnezeu, pentru că în timp tot mai mult pierdem din ceea ce aveam din generațiile care au fost mai devreme de noi. De aceea, cât de înalt îi ducem noi spiritual, le dăm măcar o șansă să atingă și ei o cotă. Dacă noi nici măcar aia nu facem, atunci sunt mari probleme. Investiția care o facem acasă este una esențială și asta plantează în inima lor gândul de viitor. Ca mai apoi să învețe de la cei care sunt în jurul lor mai devreme căsătoriți, precum ar fi frați mai mari, sau cum ar fi, de exemplu, prieteni care s-au căsătorit mai devreme de ei. În discuțiile avute ca între prieteni, noi ne-am căsătorit, am fost în vacanță, am cumpărat o mașină, acestea creionează anumite așteptări în mintea celor care acum vor să intre în căsătorie. Ca mai apoi un alt nivel, că acceptăm sau nu acceptăm, vreau să vă spun că îl influențează într-un mod mare așteptările unor oameni, este mass media și spațiul virtual din vremea în care noi trăim. Oricât de mult am vrea să negăm aceasta, are influență enormă. Și în funcție de principiile fiecărei persoane, dacă au principii curate și se ferez de astfel de lucruri, pot fi feriți. Dar în măsura în care interacționează cu internetul, interacționează cu filmele, interacționează cu spațiul mediatic care îți creionează un tipar de familie foarte distorsionat, va crea anumite așteptări. Să nu ne mirăm că apar anumite depresii la un moment dat. După studiile psihologice, depresia, în special la genul feminin, apare în mare parte din cauza consumului de media socială, social media. Asta pe Facebook. Pentru că urmărind ceea ce se întâmplă în viața unora, pe mine mă afectează. Și nu uitați, când se postează online, se postează numai acele momente foarte rare, care sunt extrem de frumoase. O vacanță pe cine știe unde, s-au dus undeva și au mâncat la un restaurant, acele momente se postează. Niciodată nu se postează momentele grele, când au plâns pentru copilul care este bolnav, când copilul are febră, când a fost o criză familială, cum mai devreme s-a răspuns la întrebări, niciodată nu se pun acestea online, doar acele care sunt extrem de palpitante. Și atunci, observând ceea ce se întâmplă, se naște o întrebare. Bine că familia asta întotdeauna poate să își cumpere, să plece, să meargă. Numai noi n-am fost niciunde.
Păi ce fel de soț ești tu să nu mergi pe mine pe undeva? Și apare o stare de conflict interior din cauza unor așteptări create fals dintr-un spațiu care nu arată realitatea de zi cu zi. Și asta influențează. Și în măsura în care suntem atenți, și sigur biserica locală investește precum în această seară se face, vom primi niște tipare de învățătură de la biserică și din cuvântul lui Dumnezeu. Și ne vom creionea anumite așteptări pentru familie, din acest context al familiei. E, dragii mei, aceste patru niveluri vor influența așteptările noastre. Și atunci când suntem în căsătorie, dacă aceste așteptări se materializează în realitate, vom fi fericiți. Și dacă nu se materializează, vor apărea discuții și probleme. Problema este că anumite așteptări sunt de-a dreptul irealiste și nu fac sens. Sunt, de exemplu, așteptări care sunt percepute greșit din cauza unor diferențe fundamentale. De exemplu, cineva spunea, soția mea este prea emoțională, mă enervează că e prea emoțională. Așa a făcut-o Dumnezeu. Pentru că distinția între genul feminin și masculin este una foarte mare. Ar vrea în ziua de astăzi modernistul să spună că nu este nicio diferență, că fundamental poți să fii și om și câine și mâță și tot ce vrei tu la oaltă, că așa este modernismul care noi îl trăim. Realitatea este că aceste diferențe sunt așa de fundamentale încât dacă mori și după 100 de ani îți scot oasele din mormânt și fac niște analize medicale pe ele, poți să spună cu exactitate dacă ai fost bărbat sau femeie. Ce a fost în capul tău nimeni nu știe, dar ce ai fost cu adevărat, aia se știe exact. Deci aceste diferențe fundamentale sunt înscrise în noi și acestea vor crea tipare diferite de manifestare. Compartimentalizarea în mintea bărbatului, care este mult mai logic și gândește mai pragmatic, este un lucru care nu putem evita. Și soția spune, el nu arată prea multe sentimente, că modalitatea de exprimare este diferită. Pe când în partea genului feminin, comportamentul este foarte diferit. Un creier care este interconectat și aceste sentimente se leagă cu tot ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea. De aceea ceva ce este neconceput pentru noi ca bărbați se poate întâmpla la surori. Ca de exemplu, ea poate să gătească, poate să vorbească cu mama, poate să hrănească copilul și să facă planuri pentru viitoarea săptămână în același timp. Pentru noi, dacă conducem și respirăm în același timp, e mare lucru. Dacă și vorbim la telefon, deja e o excelență extraordinară. Pentru că în tiparul nostru, așa lucrăm, suntem compartimentalizați. Probabil că ați observat, în special când vă uitați la soții dumneavoastră, dacă sunt foarte gândindu-se pe ceva și accentuează acel gând, dacă vorbiți cu ei, veți primi răspunsuri foarte simple, dar răspunsurile acelea sunt automatisme. Da? Ok? Bine. Sunt reacții care sunt de fapt înscrise în noi, pentru că mintea de fapt nu este acolo. De aceea apare frustrarea, tu niciodată nu mă asculți. Eu te ascult, numai că te-am auzit, dar nu te-am ascultat. E o mare diferență în felul în care noi gândim. Dacă aceste așteptări nu sunt bine pregătite și nivelate de la început, în timp vor crea anumite conflicte și anumite stresuri. Și ca să înțelegem cum ne putem nivela aceste așteptări, mă reîntorc la cel care a făcut familia. Nu avem noi monopol asupra familiei. Nu suntem noi cei care decidem asupra familiei. Cel care decide este Domnul Dumnezeu care a făcut-o. De aceea se spunea frumos în această seară, dacă cineva caută fel de fel de dezlegări vis-a-vis de rânduiala care Dumnezeu o pune în Biblie, nu o căutați la noi, că noi nu putem da. Unul singur a făcut familia și ăla e Dumnezeu. Doar El are dreptul să dezlege și să lege. Și cuvântul lui Dumnezeu e clar și bine scris pentru noi. Observați cele patru investiții care se fac în familie și care creează o familie care poate avea binecuvântare. Spune Psalmul 127 cu versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă Dumnezeu nu se implică în zidirea unei familii și, dacă vreți, în arhitectura familiei, nu este Dumnezeu, în timp vor apărea probleme. Dacă apelăm la fel de fel de metode de a analiza familia, acestea mai devreme sau mai târziu vor eșua. Singura soluție este să ne întoarcem înapoi la ceea ce Dumnezeu vrea. Aici menționez doar două lucruri pe scurt. Gândiți-vă că premergător momentului de căsătorie, suntem chemați să fim zidiți de Dumnezeu în componenta spirituală. Iuda capitolul 1 cu 21 și 22. Suntem chemați să avem o întâlnire cu Dumnezeu ca în baza acelei legături cu Domnul să se întemeieze o familie în Domnul. Alminteri, mai târziu când apar situații și greutăți,
apelez la biserică, ajutați-mă, soțul nu ascultă. Păi dacă oricum nu-L ascultă pe Dumnezeu, că de la început nu L-a ascultat, ce vrei să-i facem noi acum ca să ne asculte? Spunea fratele Dragoș despre situația în întrebare, dacă soțul este mai agresiv, ce se întâmplă? În anii vechi, se spune în analele istoriei creștine, că biserica avea o rânduială. Dacă cineva își bătea soția, veneau prezbiterii bisericile la casă și aveau o discuție între patru ochi în spatele grădinii. Adică frații prezbiterii dădeau ei o bătaie celui care bătea soția. Așa opera biserica atunci. Deci asta este scris în istoria bisericii. Era un mod de rezolva o problemă, că dacă nu vrei să înțelegi, să asculți de cuvânt, încerc, zicea de altfel Lenin, dacă nu știi, te învățăm, dacă nu poți, te ajutăm și dacă nu vrei, te obligăm. Și atunci căutăm metode să constrângem oamenii. Dar aceste constrângeri cât de mult ține? Că în final pleacă și ceata prezbiterilor acasă și tot tu rămâi cu cel care nu vrea să asculte de Domnul. De aceea, o căsătorie legitimă, am zice noi biblic, se întemeiază în primul rând pe viața doi care s-au întâlnit cu Dumnezeu și respectă pe Dumnezeu. Doi care se pot angaja să-și mențină legământul toată viața cât trăiesc. Aminter, mai târziu, când apar fel de fel de crize și situații, apar și multe alte întrebări. Și dacă nu m-a respectat? Și dacă n-a fost bun cu mine? Și dacă nu mă iubește? Dați-mi voi să vă spun ceva care e destul de greu de primit. Da, așa este. Dumnezeu nu este interesat deloc de fericirea noastră. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dumnezeu nu e interesat de fericirea noastră, interesat de mântuirea noastră. Fericirea vine ca un rezultat al mântuirii și al lucrării care Dumnezeu o face în viața noastră. Tocmai de aceea, în procesul vieții noastre, vor veni zile și de încercări, care nu descalifică lucrarea mântuirii, ci o întăresc, pentru că prin acele întristări suntem făcuți să fim mai aproape de Domnul. Dumnezeu nu-i preocupat de fericirea noastră. Și atunci spune o persoană, dar n-ar vrea Dumnezeu ca eu să fiu nefericită sau nefericită în căsătorie? Și răspunsul meu e așa, nu, nu. Dumnezeu și-a zdrobit pe Fiul Său ca noi să fim mântuiți, dar pe tine ferească Domnul să te necăjească. Nu, tu trebuie să fii întotdeauna fericit. Problema fundamentală de la care noi pornim este că noi nu mai știm cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Și din cauza aceea apar niște contexte în viața noastră care vor pune fel de fel de întrebări care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce rămâne în picioare este că cel care e autorul familiei este Domnul. Și cel care zidește familia este Domnul. Și dacă Dumnezeu zidește, nu suntem noi mai experți ca Dumnezeu să schimbăm ceea ce Dumnezeu a zidit. Când vorbim acum propriu-zis despre familie, gândiți-vă mai la un aspect. Spune în Geneza 2:24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Sunt trei elemente în versetul acesta. Când spune Scriptura că va lăsa omul pe tată și pe mamă, folosește o expresie care este extrem de dură. Expresia aia, va lăsa, implică precum ai fi să văduvești pe cineva. Este o rupere care se face între familia de unde vii și ca să-ți dea loc pentru o lipire nouă pentru familia în care intri. Va rămâne o relație de respect între copil și părinți, dar trebuie să fie o separare. Apar din nou situații care întâlnim la consiliere. Am eu așa o vorbă. Oameni care s-au căsătorit și n-au tăiat cordonul umbilical. Și o vezi acum pe sora că sună la mama în fiecare zi și stă 2, 3, 4 ori la telefon cu ea. Și el vine acasă frustrat că el vrea să mănânce împreună cu soția lui, dar el la telefon cu mama. Aici nu s-a tăiat cordonul umbilical. Și dacă nu ești pregătit să faci aceea separare, apare o problemă mai târziu. Prima componentă este o separare reală. A doua componentă este că se va lipi de nevasta sa. Sintagma se va lipi și în ebraică și în greacă, când sunt luate în contextul în care au fost scris, comportă un termen medical, precum a tăia și a coase, a face operație. Nu știu cât ați avut operație până acum. Eu am avut, să zic, harul sau nefericitul har de când am fost copil să am 5 operații când eram mic. Operații mai grele și la ochi am avut și în alte domenii. Nu-s plăcute operațiile. Mi-e groază să aud de doctor. Mai ales ca și un tipar bărbătesc, eu pot să fiu și pe moarte, că eu sunt bine, nu mă duc la doctor. Dacă mă împinge soția forțat, admit că poate aș da un telefon, dar nu că mă duc la doctor, ca și noi bărbații. Nu ne place când e vorba de durere, de suferință. Dar în contextul marital, spune când se va lipi, implică acest proces de prelucrare, de tăiere și de coasere.
Asta implică că în timpul căsătoriei apare acel timp de, dacă vreți, aclamare, în care cei doi se învață să trăiască unul cu celălalt. Suntem două persoane diferite, cu așteptări diferite și cu toate că avem aceeași fundație scriptural vorbind și avem aceeași fundație biblic vorbind, realitatea este că în domeniile noastre personale avem diferite nuanțe și așteptări. Mie îmi place să mănânc ou prăjit, ei îi place să mănânce omletă. No, acum cum ne împăcăm? O să mâncăm pâine cu ou, ca să fie bine cumva. Facem ceva ca să ne punem amândoi împreună. Sunt diferențe care sunt între noi. Aceste diferențe în trim trebuie aliniate. Și procesul acesta uneori e dureros, nu-i plăcut. Nu implicăm aici vorba de violență, agresivitate, cuvinte, dar când noi nu putem să fim de acord pe un domeniu, revin, e un domeniu banal ce mâncăm în dimineața aceasta, cel care cedează, inevitabil plătește, că pe el îl deranjează că nu s-a făcut cum a vrut el. Ei, acest timp de aclamare durează și el este oarecum dureros. Dacă nu suntem pregătiți pentru acest proces de prelucrare, să ne gândim foarte serios înainte de căsătorie, ce înseamnă pasul căsătoriei, iar în căsătorie să ne asumăm că acest pas trebuie să fie acolo. Alminteri apar întrebări. Avem conflicte maritale? Cumva ne-am pierdut pe cale? Numai Dumnezeu cu noi? Nu! Asta este viața de căsătorie. Când frații la predică spun viața de căsătorie nu-i numai roz, la asta se referă. Apar acele momente când va trebui să prelucrezi și va trebui înțelepciune în gestionare. Aici aș implica ceva și revenim la punctul următor și vom discuta despre domeniul de autoritate în familie care mai devreme a fost enunțat. Dumnezeu e cel care zidește. De aceea, dacă Dumnezeu zidește, noi nu avem voie să stricăm ceea ce a zidit Dumnezeu. Ca un punct așa necesar, zicem, ziua de astăzi. Știu că pe alocuri se discută foarte mult vis-a-vis de divorț și recăsătorie. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, după Sfânta Scriptură, nu există clauză pentru divorț. Dacă vreți să luați Matei capitolul 19, afară de pricine curvie, și îl tratăm în contextul în care a scris Matei, corect teologic, vom putea să înțelegem că nici acolo nu se dă voie la divorț. Dumnezeu care a conceput familia a făcut-o pe viață și așa vrea Dumnezeu să rămână. Și dacă s-a ajuns la o problemă, arată Biblia că sunt doar două clauze care permit recăsătorirea. În primul rând, dacă cei doi care acum s-au certat, s-au separat, căsătoriți original, se împacă înapoi, să se ia împreună, zicem noi, s-ar recăsători, ar relega legământul, asta-i permis. Sau, dacă i-a murit partenerul, este dezlegat, se căsătorească cu cineva ca și el, în același context. Aici vorbim despre aspectul recăsătoririi. Alminteri, nu veți găsi în Sfânta Scriptură alte modalități care Dumnezeu le permite. Și dacă am fost înșelați, și dacă între timp s-au stricat lucrurile, vă dau așa un exemplu foarte pe scurt, doar ca să vă gândiți la el. Gândiți-vă că la un moment dat face Iosua un legământ cu gabaoniții. Vin și îl înșeală pe Iosua și spun că ei vin de departe și așa e situația și face un legământ. N-a întrebat pe Domnul, acolo este o clauză. După care află că erau de lângă ei. Și acum când Iosua vrea să se supere pe ei, Dumnezeu îi spune, n-ai voie, lasă-i în pace. Ai făcut legământ? Asta este. Îi supun la un bir, slujesc pentru ei și durează câțiva ani buni, buni de tot. Vine pe scena lui Israel un împărat pe nume Saul și Saul omoară pe gabaoniți. Vine un alt împărat în numai lui pe nume David și în viața lui David deodată apare o criză foarte mare. Vine o secetă foarte mare, se pune o întrebare. De ce ne pedepsește Dumnezeu? Și auziți răspunsul stupefiant. Pentru că au fost omorâți gabaoniții. Și eu pun o întrebare. Și cu ce o greșit David? Care era vina lui David? Că nu a greșit el. De altfel, dacă ne gândim, legământul ăsta trebuia să fie nul, că a fost făcut când a fost înșelați. Nici măcar nu a fost legitim când a fost făcut legământul. Mai mult, dacă i-a omorât Saul, de ce plătește David acum? Pentru că Dumnezeu ține cont de legămintele care se fac. Și mă reîntorc. Dacă la un astfel de exemplu Dumnezeu a ținut cont, eu mă întreb, când Dumnezeu spune că este martor între tine și nevastă tineții tale, nu rămâne Dumnezeu credincios legământului său? Dumnezeu să ne ajute să respectăm legământul căsătoriei. Dumnezeu zidește. Apoi spune că Dumnezeu păzește. Că dacă nu păzește Dumnezeu o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Oricât de bine îi fie echipat, în toate țările sunt hoți. Și în Canada sunt. Eram încă copil la părinții mei acasă,
Când a venit cineva, nu știu cum a reușit să deschidă garajul și ne-a furat bicicleta din garaj. Și a plecat cu bicicleta mai departe și cu pană și o luată spartă și pe iarnă, pe zăpadă. Așa de mițios a fost încât prin zăpadă, cu pană, pe roată, s-a dus numai să ia bicicleta. Și măcar de la bicicletă de lux sau ceva, era o bicicletă normală. În Canada sunt hoți, în România sunt hoți, peste tot sunt hoți. Dacă Dumnezeu nu păzește, degeaba luptă cei ce caută să păzească. Și la capitolul familie, tot Dumnezeu e cel care păzește prin anumite rânduieli care Dumnezeu le îngăduie. Dați-mi voi tot două să spun foarte pe scurt. În primul rând, dragii mei, Dumnezeu păzește familia printr-o rânduială de ordine care a fost făcută. Și îngăduiți-mi să fac o remarcă acum, ca să putem explica un verset care uneori apare citat în biserici. Supuneți-vă unii altora în dragoste. După care unii spun astfel, și bărbatul trebuie să se supună soției. Acum, aici nu implicăm ideea despre comunicare, că sigur nu este comunicare, eu fac ce vreau și ea trebuie să tacă. Noi comunicăm, discutăm împreună, venim de acord împreună să facem ceva, toate cu bunăvoială, așa este normal. Dar în contextul familiei, a ordinii lăsate de Dumnezeu, este o ordine clară care nu poate fi desființată. Mai devreme spunea fratele păstor Dragoș Croitoru, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia, asta nu se poate sfința, asta nu se strică. Și ce vrea să spună apostolul Pavel în Efeseni 5:21 când spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Dumnezeu. De fapt, dacă vă uitați acolo, sunt câteva principii care apostolul Pavel le dă. Începe din versetul 18 când spune, nu vă îmbătați de vin, asta e de străbălare. Și acum ne prezintă trei lucruri care le fac oamenii care sunt plini de Duhul și nu sunt plini de vin. În primul rând, vorbesc de bine între ei. În al doilea rând, mulțumesc lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, au un spirit de supunere. Ca acum apostolul Pavel să ne prezinte trei exemple de supunere. Este supunerea familială, maritală, supunerea în contextul familiei cu copiii și supunerea societală. Observați-le, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri și pune și al doilea parte, bărbaților iubiți-vă nevestele, mai apoi în 6:1 ne spune, copii, ascultați de părinții voștri și completează părinților, nu intrătați la mânie, și apoi al treilea exemplu, robilor, fiți supuși stăpânilor voștri și completează, stăpânilor, nu abuzați de robii voștri. Sunt trei nivele de exemple de supunere, familial, marital și societal. Să nu care cumva să le încurcăm spunând și soțul să fie supus soției, pentru că rânduiala care a fost lăsată, e lăsată concret de Dumnezeu și asta nu poate fi desfințată. Și ascultați-mă bine, Dumnezeu ține cont de rânduiala aceasta. Fratele păstor Vasile Hozan spunea un exemplu care îl cunoștea foarte bine personal și persoana care a fost implicată la noi în adunare, cunoaștem bine exemplul acesta. Trei oameni au mers împreună într-o călătorie. Unul din cei trei nu era pocăit, el acum este cel care l-a luat în adunare. Un om care s-a pocăit greu și a avut multe exemple clare că Dumnezeu lucrează până a cedat că Dumnezeu cu adevărat vrea să-l cheme la pocăință. Oamenii aceștia au plecat împreună într-o călătorie și ajung la un proroc. Și în timp ce se roagă împreună, în dreptul unia dintre cei doi frați care erau pocăiți, îi spune Duhul Sfânt, bărbatule, pentru că în casa ta n-ai făcut ordine, și pentru că soția ta conduce familia, când te vei întoarce înapoi acasă, va fi un semn de durere în poarta ta. Amin. Pleacă de acolo împreună și când ajung acasă, se apropie de casa lui, multă mulțime adunată în fața porții. Întreabă, oare ce-o fi la tine acasă, celălalt frate? Dar cel care n-a nepocăit spune, păi ce s-a spus prorocul ăla de la Dumnezeu? Păi a spus că o să fie un semn de durere. Și când se apropie mai bine, vede că era un steag de doliu pus în poartă. Intră în casă, întreabă ce s-a întâmplat. Băiatul lor Daniel a plecat la înot și s-a necat. Și a murit Daniel. Stau de vorbă în familie, pun lucrurile în ordine și revin. Nu implicăm aici ideea de abuz, de violență, de vorbe jignitoare. Vorbim despre ordinea în familie. Și îndată vă dau un exemplu practic cum arată aceasta. Au pus lucrurile în ordine și la un timp oarecare pleacă din nou într-o călătorie în același format, cei trei. Acesta, frate, care era nepocăit, încă nepocăit și atunci, martor la această lucrare. Ajung în alt loc la rugăciune, o soră care nu-i văzuse niciodată. Îi prorocește fratului care murise copilul. Bărbatule, pentru că ți-ai pus casa în ordine și pentru că ai făcut rânduială, la anul pe vremea aceasta am să-ți dau un alt Daniel înapoi. A vorbit Duhul Sfânt.
E, dragii mei, asta înseamnă că Dumnezeu se uită și lui Dumnezeu îi pasă de ordinea care este în familie. Asta înseamnă că bărbatul trebuie să conducă familia și soția trebuie să-i dea voie să conducă familia, respectându-i autoritatea, supunându-se modelul Bibliei, pe cum Hristos își iubește biserica și o conduce și biserica îi se supune, Doamne ajută la aceasta, similar, bărbatul să-și conducă familia, femeia să îi se supună. Și acum v-am spus un exemplu practic. Vă dau un exemplu din viața noastră. Ne-am mutat după 8 ani de zile de a fi în chirie, ne-am mutat la o casă. Am reușit să cumpărăm o casă și o poveste lungă aici, acum Dumnezeu a făcut o minune. O vorbit prin fratele Cornel Bârsan, prin prorocie, în anul 2011. Am să vă binecuvântez într-un mod în care unii se vor bucura pentru voi și alții vă vor invidia. Și exact cum a zis Duhul Sfânt, așa s-a întâmplat. În 2018 a făcut Dumnezeu o minune extraordinară și am reușit să luăm o casă cu ajutorul lui Dumnezeu. Am intrat în casa aceea și ne-am bucurat. Până atunci, fiind și student și în facultate, venind și mulți copii, prin Harul Domnului, acum avem 9 copii. Atunci când ne-am mutat, aveam 5 băieți, au venit prima fetiță, a 6-lea copil. Și când intrăm în casă, prima dată când acum am zis și noi că hai să ne cumpărăm ceva mobilă. Până acum am primit un pat de la cineva, o canapea de la altul și am avut și noi casă. Dar acum este prima oară să cumpărăm și noi ceva și n-am cumpărat de toate. Ne-am cumpărat noi un dormitor și am cumpărat o masă în bucătărie, o masă pe care să mâncăm, în dining, cum zicem noi. Și mă duc cu soția împreună și ea alege masa care o vrea. S-a uitat, i-a plăcut, asta e bună, foarte bună. Am venit acasă cu ea, problema e că acolo în magazin, într-un spațiu foarte larg și foarte mare, masa părea foarte bună. La noi în casă, care a fost pe măsura noastră oameni mai mici de statură, casă mai mică, mai strâmtă. Masa a fost exact la fix, dar a fost bună. Mi-a plăcut că era mare. Încăpeam și noi și copiii și mâncarea, tot ce era pe masă. O trecut un pic de timp, socrii mei se mută în spatele casei noastre peste drum și la un timp oarecare vând ei casa. Și acum mă întreabă pe soția mea, uite, masa e cam mare la voi, dacă vreți, vă dăm noi masa noastră, numai ce am cumpărat-o, e nouță, e mai mică, e pe culoarea pereților, dacă vrei puteți să o luați. Și vine soția la mine, spune, auzi, mami cu toate ne dau masa, vrei să o luăm masa lor? Și am spus, nu. De ce? Nu știu, e masa mea asta. Da, e masa ta, dar vine masa aia. Da, dar asta e masa mea. Nu. Prima seară am stat-o așa. A doua zi spune, auzi, hai să luăm masa, e masă bună. Dar nu vreau masa. Dar de ce nu vrei? E masa mea, zic, tu ai ales-o, eu am cumpărat-o. Cum? E masa noastră, nu? Dar care-i problema? Ce, a lor a fost și mai scumpă ca noastră. Dar nu-i vorba de bani, e masa mea, nu, e masa mea. Dar e prea mare. Dar e bună că e mare, că încăpem toți pe ea și cu toți copiii. Dar zice, eu sunt gravidă toată ziua, eu trebuie să o spăl, eu trebuie să... Tu nici măcar nu ești pe acasă, tu nici plecat. Eu trag greu cu masa asta. De ce nu vrei? Nu știu, nu, e masa mea, nu, vreau masa asta. Au trecut câteva zile, nu ne-am certat, nu ne-am jignit, n-au fost vorbe jignitoare, dar n-am ajuns la un punct comun. Ea tot spune, mă, dar hai să luăm masa aia, nu știu, nu vreau masa, nu, vreau masa asta. Vin socrii la noi, au, ce bine ar sta masa aia la voi aici, știu că ar sta foarte bine, dar asta stă mai bine la noi aici, că e a noastră. O mai trecut un pic de timp și într-o zi spune așa, auzi, dacă nu vrei să luăm masa, facem cum zici tu. Rămâne masa asta și facem așa. Și eu zic așa, dacă tu vrei masa aia, ia masa. În 10 minute, peste drum, au venit socrii, au montat-o, pus-o la loc, a mea a fost luată, tot a fost pus la loc, ce bucurie mare în casă, era masă nouă. Morala, dragii mei, n-am făcut un abuz, că am avut eu chef să fiu șmecher, iertați-mi expresia. Sincer, n-am vrut să schimb masa. Dar eu, de dragoste pentru ea, n-am murit eu că am schimbat masa în casă. De bucuria și de dragostea ei. Ea, din respect pentru mine, n-a zis, lasă că mut eu masă și cu mine acasă, oricum mâncă pe masă, că n-are trebuie să mânci ceva. Nu a făcut așa ceva, a spus, nu, dacă tu nu spui, eu nu schimb. Cum spui așa facem în casă? Asta înseamnă ordine în familie. Poate un exemplu banal, poate hazliu, dar cred că e pragmatic să înțelegem ce înseamnă ordinea, dragii mei. Să învățăm să respectăm nivelul de autoritate și din partea noastră ca bărbați, să înțelegem că sunt lupte care chiar nu merită duse. Că mânci pe masă, poți să mânc pe jos. Dacă mânc cu soția mea împreună, eu sunt bucuros. Numai să mânc cu ea împreună. Încolo, mie nu-mi pasă pe ce mănânc. Deci sunt niște chestii care să fim foarte atenți vis-a-vis de luptele care se dau la nivel de familie. Vopsi în cameră, acum, eu vreau așa. Dar nici măcar nu stai tu în camera aia, oricum, stă copilul și pe lângă asta revin. Tu mergi la lucru, ești plecat, nici măcar poate o dată pe an intri în camera aia să vezi că copilul rup masa, atunci intri în camera aia.
Ce contează care e culoarea? Învățăm că sunt lupte care merită și care chiar nu merită de duse. Dar ordinea în familie trebuie. Supuneți-vă unii altora, reprezint deschiderea unui nou pasaj de exemple. Și cele trei exemple sunt clare. Să nu cumva să spuneți, și bărbatul se supune nevestei. Că noi comunicăm, că avem comun acord, este învederat. Dar în nivelul de autoritate, bărbatul este cap. Și mai spun ceva. Dacă bărbatul e cap, nu înseamnă că e șef și face ce vrea. Înseamnă că va da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru toate deciziile familiei. Vă întreb, în grădina Edenului, cine a păcătuit? După Sfânta Scriptură, dragii mei, cine a păcătuit? Nu veți găsi că Eva a păcătuit. Adam a păcătuit. Eva a fost înșelată. Ea a scăpat mai ușor. El a păcătuit pentru că el era chemat să vegheze și să păzească grădina. Bărbatul e responsabil de tot ceea ce se întâmplă în casa lui. Nu poate spune, eu nu știu, eu nu mă bag. E responsabil. Șefia costă responsabilitate. Și atunci, ca și cel care conduce familia, o conduce după standardul lui Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta. Dumnezeu, dragii mei, cel care păzește familia. Aș mai spune doar pe scurt un lucru, dacă suntem la o sesiune de familii. Gândiți-vă la aspectul că în contextul conjugal, și aici Dumnezeu lasă o protecție pentru familie, s-a atins un pic mai devreme, în 1 Corinteni, capitolul 7, vreau să vă spun, Biserica lui Dumnezeu nu s-a ferit de aceste subiecte. Pentru noi, tabu, ni rușine, nu discutăm, ferească Dumnezeu, leșinăm la învon. Nu, nu. Dacă lumea n-are rușine să vorbească de ele și Biserica trebuie să vorbească adevărul lui Dumnezeu despre aceste lucruri. Când Pavel a fost întrebat despre viața conjugală, ce ar trebui să facă, Pavel răspunde un capitol întreg și încă unul lung. Unul lung, ca să răspundă la ce înseamnă viața conjugală. Și spune acolo, din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Aici implică că aspectul căsătoriei este și un context de protecție pentru nevoile fundamentale care Dumnezeu le-a înscris în noi. De asta a îngăduit Dumnezeu ca în familie să împlinească aceste nevoi și doar în contextul familial. Dar revin, și aici Dumnezeu pune niște garduri care ne păzesc. Într-o vreme când învățătura aceasta, din nefericire, chiar de la învoanele unor biserici, a fost distorsionată și a fost batjocorit cuvântul lui Dumnezeu, răstălmăcind versete spunând că se practică orice vrei, că nu contează, vine Evrei capitolul 11 cu versetul 4. Căsătoria să fie ținută cu toată cinstea și patul să fie nespurcat. Și acum apar doi termeni. Căci Dumnezeu va judeca pe curvar și prea curvar. Mai asta cu prea curvarul e simplu. Că dacă vorbim despre infidelitate, toți înțelegem. Dacă doi sunt căsătoriți și un din cei doi are relații conjugale cu altcineva, ai adulterea, am înțeles, asta e prea curvie. Dar chestia cu curvia nu face sens în familie, că în familie nu e curvie, în familie este normal. Și totuși, împrumutarea anumitor acte care sunt păcătoase și care, vă spun după Roman capitolul 1, degradează în homosexualitate, duc familia la distrugere. Dumnezeu a creat sistemul, Dumnezeu l-a binecuvântat, noi să-L respectăm cum l-a dat Dumnezeu. Problema fundamentală este că în anii premergători căsătoriei, în special în vremea de astăzi, cei mai mulți sunt crescuți online și nu unde trebuie. Și toate aceste lucruri înveninează, intoxică mintea, ca mai apoi în contextul marital să apară mari probleme. Să nu uitați că Dumnezeu păzește familia și prin această procedură care a îngăduit-o în familie. Dumnezeu, de asemenea, dragii mei, este Cel care îngrijește nevoile familiei. Spune în versetul 2 că Dumnezeu dă pâine ca în somn celor ce sunt copii ai Săi. Asta nu înseamnă lenevie, asta înseamnă că Dumnezeu creează oportunități. Vă dau un exemplu. La noi, în Kitchener, este o familie care acum de o vreme a început să facă o mutare către America, dar în anii 88 s-au căsătorit și la nunta lor a fost fratele Ionică Lăzăreanu. Și la nunta lor, în timp ce se chema binecuvântarea, fratele Ionică are un cuvânt de prorocie. Așa vorbește Domnul. Dacă veți rămâne lângă mine în anii care stau în față, am să aduc peste voi binecuvântări care peste alții nu le-am dat. Și dacă veți depărta de mine, am să aduc nori negri asupra casei voastre. Familia aceasta căsătorit și în anii 90,
Fratele a început să facă un business de construcții, după care a început să construiască case. Dumnezeu a rânduit o vreme de prosperitate și a deschis anumite uși, în timp în care omul acesta, în anii care au urmat căsătoria, a devenit un multimilionar. A făcut mult bine, a ajutat mulți oameni, dar mă întorc. Motivul care a ajuns acolo e că Dumnezeu, unu, a prevestit și doi, a creat contextul. E câte unul care e îndemânatic, lucrează bine, dar parcă nu se leagă banul de el. Că în Eclesiastul spune că bogăția Dumnezeu hotărăște cui o dă. La unul dă și la unul dă. Dacă Dumnezeu nu-ți creează contextul, poți să fii harnic cu mâini harnice, că tot nu faci bani. De aceea recunoaștem că pâinea noastră, cea de toate zilele, vine de la Dumnezeu. Și aici înseamnă că noi respectăm ceea ce Dumnezeu face în familia noastră. Și asta ne pune și pe noi să ajutăm pe cei din jur. Nu știu cât mai practicăm noi binefacerea, să mai dăm și la alții. Că de aștepta și cerut toți vrem, dar să dăm la alții cât să mai punem în practică și această lucrare. Știți că Dumnezeu, pe cel care împrumută pe Dumnezeu, îi poartă de grijă? Sunt totalmente împotriva Evangheliei Prosperității. Nu-și poate nimeni cumpăra favorul lui Dumnezeu. Dar credincioșia Domnului demonstrează că cine e credincios este în binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu simplu. Moare în România, nu mai știu, un caz așa tipic, tată la 18 copii sau mamă la 18 copii, câțiva ani în urmă. Soția mea îmi spune, vreau să ajutăm și noi cazul acesta. Eram într-o situație în care terminasem acum școala, lucram full time, cum zicem noi, aveam ceva bani, dar nu aveam bani ca să dăm chiar oricât era nevoie. Și zic eu ei, cât vrei să dăm? Și aș spune atât. Păi suma asta e cam mare, nu avem noi suma asta la îndemână. Dar ea spune, eu simt pe inimă că trebuie să facem asta. Dacă tu vrei, așa facem. O trecut o zi și mă întreabă, ai trimis banii? Nu. De ce? Nu am ajuns la bancă, am fost la lucru. Trimite banii. Mai trece o zi, două. Ai trimis banii? Nu. De ce? N-am reușit să merg la bancă. Mai trimite banii, că ai spus că îi trimiți. Îi trimit, nu că sunt potrivă, mă, n-am reușit să-i trimit. O trecut două săptămâni. Ai trimis banii? Mă, de rușine, m-am dus la bancă să trimit banii. M-am dus la bancă, am făcut transferul, vin acasă, trimit poză, na, uite, am trimis banii. Acum pot să dorm liniștită, slavă Domnului, am făcut ce trebuia. Ascultați-mă bine. În seara aceea, mă duc la adunare. Era o zi de marți sau de joi, nu mai știu exact. Și când se termină programul, cineva din biserică mă oprește. Frate Andrei, de două săptămâni caut să mă întâlnesc cu tine și n-am reușit. Și îmi pune un plic și dă să plece. Stați un pic, pacea Domnului. Stai, pacea Domnului și pleacă. Mă duc acasă, deschid plicul, de două ori suma care am pus-o noi în ziua aia era în plicul acela. Dragii mei, Dumnezeu nu-i Caritas, dă bani că zi Dumnezeu înapoi, nu-i Caritas, dar Dumnezeu e credincios cuvântului său. Și cel care este credincios față de Domnul, ascultați-mă, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, lăudați fie numele. Și în ultimul rând, ne bucurăm de aceste trei binecuvântări și le dorim toți în familie. Dar de ce ne oprim la a patra și aici începem să punem întrebări? Că Dumnezeu zidește, Dumnezeu păzește, Dumnezeu poartă de grijă și acum auziți, Dumnezeu binecuvintează familia copii. Aici e un pic mai complicat. Doamne ajută, dă la toți, dar la noi mai cu măsură. De ce aici apar probleme? De ce aici punem noi întrebări? Și dați-mi voie să pun așa ca un mic răspuns la o întrebare și o dezbatere veche. Faceți prunci, dragii mei. Nimeni nu poate să facă prunci. Oricât ai vrea să faci prunci, nu faci prunci. Medical vorbind, dacă un bărbat cu o femeie căsătoriți, care sunt sănătoși bine, în anii buni de viață, în cel mai optim moment, au un moment împreună, șansa de concepere este 20%. De unde percepția asta că dacă nu mă zâmbești, rămâne gravidă? Gata, vai de mine, fraților, e pericol mare. De unde concepția aceasta și de unde a început din lume să ne infecteze această mentalitate? Copiii sunt o mare pacoste. E adevărat că avea copii nu este un lucru ușor. E adevărat că a crește copii este un lucru greu. E adevărat că responsabilitatea este enorm de mare. Dar e tot atât de adevărat că cel care îi dă, e cel care dă resursele necesare ca să ne ajute să creștem pe copiii noștri. Și eu mă întreb, de ce la această binecuvântare spunem, stai că aici ne oprim? Fel de fel de interpretări chicioase, că tolba are o mărime anume și dacă tolba nu-i mare, nu-ți încap multe săgeți și cât, numai cât încape în tolbă. Dragii mei, mă reîntorc,
Dezbaterea nu este fă prunci, că nimeni nu poate face, fă mulți prunci, că nimeni nu poate determina numărul. Numărul acesta îl determină Dumnezeu. Noi ce putem face aici e să ne interpunem planului Domnului și să-L împiedicăm. Aici e dezbaterea. Și apar fel de fel de întrebări. Eu am tot studiat pasajele acestea, m-am tot gândit că sunt întrebări care toți trebuie să le răspundem. Și am primit așa o lumină care răspund la primarital întotdeauna. Hai să vă pun o întrebare. Înainte de căsătorie, ce modalități avem de împlinire a nevoilor noastre trupești? Care sunt? Vezi că fac ochii mari, tinerii se sperie, parcă ar fi fost ceva și eu nu știu din Biblie, știi? Nu, dar care sunt? Păi, nu sunt. Bine a spus, nu sunt, nu este. Nu este nicio modalitate pentru că nu este. Orice altă formă în afară este considerată o curvie și o murdărie în fața lui Dumnezeu. Bun. În contextul marital, când noi spunem noi nu vrem copii, de fapt noi ce vrem? Noi vrem să dezlipim, dacă vreți, plăcerea actului de utilitatea actului, care inevitabil sunt lipite împreună și sunt două fațe ale aceluiași bani. Acestea două nu pot fi dezlipite. Nu poți lua una fără cealaltă. A, că lumea le-a inventat în timp, sigur, dar mă reîntorc biblic vorbind, cele două nu pot fi dezlipite. Și atunci, în contextul marital, eu pun o întrebare. Ce modalități avem de împlinire, dar să nu riscăm să avem copii? Și vedeți că ne întoarcem înapoi la aceeași întrebare care mai devreme ne-am confruntat cu ea. Responsabilitatea aceasta este lipită automat de darul care Dumnezeu îl dă în contextul marital pentru lipirea celor doi împreună în actul conjugal. Cele două sunt lipite împreună. Ascultați-mă bine, credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt că știe Dumnezeu să poarte de grijă. Am primit 5 copii de la Dumnezeu în 5 ani de zile. N-a fost ușor. Eram în facultate, eram tineri amândoi, ne-am căsătorit la 19 ani jumate. Ne-am iubit foarte mult și n-am vrut să mai așteptăm. Spunea un păstor american foarte frumos. Zice în Biblie că cine găsește o nevastă bună, găsește un lucru bun. Eu am vrut lucrul meu bun și n-am mai stat după el. Am vrut să-l am și m-am căsătorit. Ne-am căsătorit și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Așa a dat Dumnezeu că au venit 5 copii în 5 ani. N-a fost ușor. O taxă mare pe trupul soției mele. Când am venit al 5-lea copil, prin Duhul Sfânt vorbește Dumnezeu. Am să vă dau o pauză. Ne-am întrebat noi ce înseamnă o pauză. Că n-am știut cum e chestia cu pauză. N-am văzut până acum pauză. A durat aproape un an și un picuț până a rămas soția gravidă, fără ca noi să facem nimic. Și eu mă întreb, cum de până acum nu a fost pauză și acum a fost pauză? Oare nu cumva Dumnezeu e în control și la aceste lucruri, dragii mei? Mai dau un exemplu. În familia soției mele sunt numai două fete, ele sunt două surori. Soția mea, cum ziceam eu așa, parcă mi-era și frică să zâmbesc, uite, rămâne gravidă. Sora ei a plâns, s-a rugat, a postit ca să vină copil. Și a venit, și cu greu a venit. Cum de, dacă dar din aceeași spiță genealogică, vorba aia, genetică, vin amândouă, cum de la una a fost altfel și la alta a fost altfel? Cel care decide este Domnul Dumnezeu. Fiți încredințați că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dar vă spun ceva ce ar trebui să ne sperie, dragii mei. Putem da bani înapoi, putem repara mașini stricate, putem să despăgubim pe cei care i-am vătămat. Un lucru nu-l putem da înapoi. Dacă au trecut ani de zile și te trezești că aici ai greșit, nu mai ai ce face. Poți adopta, poți face ce vrei. Realitatea acelui act îți rămâne că Dumnezeu în har ne poate ierta dacă ne pocăim, sigur. Dar asta nu spunem că fă ce vrei, că oricum Dumnezeu te iartă. Asta nu putem spune. Ăsta e un risc prea mare să ne-l asumăm. Eu aș spune, respectați pe Dumnezeu ca să fie bine în familie și ca să plouă binecuvântarea Domnului peste noi. Și apoi cel care știe să poarte de grijă, e tot Dumnezeu. Are Dumnezeu resurse pentru fiecare. Ziceam eu așa, ascultând pe fratele Dragoș și pe alții cu experiențe frumoase și cazuri concrete, am și eu un caz în devenire. Încă nu-l pot spune concret, dar am așa un caz în devenire și aștept să-i văd împlinirea. Eram cu soția mea la spital când născuse al 3-lea copil. După al 2-lea copil când a născut, a făcut o criză foarte mare, am plecat la spital, nu știau ce îi, au crezut că ceva s-a întâmplat la abdomen, nu se știe. Dar după al 3-lea copil a fost spitalizată și au depistat că a făcut infecție la uter.
spus prea des copii, prea des copii, prea riscant. Ei, fiind în spital, vine fratele Moloce de la Calafindești, până la noi în Canada, și împreună cu fratele Cornel Bârsan și cu Vasile Hozan, vin la spital să roage pentru noi. Fiind împreună acolo, discutăm noi împreună, se uită la soția mea, facem o rugăciune și întreabă fratele Cornel, frate Moloce, ai avut ceva din partea Domnului? Și dumnealui, cum e dumnealui tipic, nu știu. Dar ai avut ceva? Ce, frate Moloce, spune? Un număr. Spune, frate, numărul. Numărul 13, nu știu. Este un verset din Biblie, o zi, nu știu, o fi ceva. Doamne ajută. Nu știam. Când noi ne-am căsătorit, am discutat împreună și problema copiilor. Nu că am fi pus noi un număr. Da, așa, de curiozitate, dacă ar fi să avem copii, câți copii ai vrea să ai? Din familia noastră, sunt din prima generație de pocăiți. Părinții mei au luat botezul când aveam 5 ani de zile, la Biserica Elim în Timișoara. Din familia noastră nu este nimeni pocăit afară de noi. Și bunica mea, care a fost înrăit ortodox jet-be-jet, nu putea să suporte ideea de copii. Și acum eu, ca să o supăr într-o zi, spun, bunică, eu mă căsătoresc, fac 10 copii, o să am case cu 2 etaje și o mașină mare în fața casei și $1,000,000 în bancă. Nu că le-am răvnit, m-am spus la supărare într-o zi când aveam o dispută cu bunica. Așa mi-o și pe gură. Discut împreună cu soția mea și acum, câți copii ar fi dacă ar fi să ne dea Dumnezeu, câți ai vrea să ai? Și a fărit să răspunde 13 copii. Mai zicea fratele Cornel Olan, am avut un vis cu tine, nu știu cum ești tu când te superi, s-au făcut ochii mai mari ca ochelarii. Mi s-au făcut ochii mari, zic, mă, 13 copii, sunt mulți, știi, acum 10 sunt mulți, dar 13 copii sunt foarte mulți. De mie îmi plac copiii foarte mult, mă, și mie îmi plac copiii, Doamne ajută, dar îți placă copiii mulți, sunt mulți. Și ne căsătorim. Și vine unul, vine doi, vine al treilea și vine fratele Moloci cu numărul 13. Acum am zis, încă în devenire, nu știu, vom vedea în timp. Eu cred că Dumnezeu e în control, dragii mei. Vă spun ceva. Dacă despre Ismael a zis Dumnezeu, vor ieși 12 voievozi din el. Hai să pun o întrebare. În vremea aia când era poligamie, aveau 2, 3, 4 neveste cât vreau. Făceau prunci cât puteau, că acolo nu era limită, nici măcar anticoncepțional, nici alte metode, nici calendar nu exista. Se făceau ca așa era natura. Eu pun o întrebare. Cum de asta n-au făcut 15, 20, 25? Cum de numai 12 au făcut? Că a vorbit stăpânul. Și dacă Dumnezeu a dat un număr, peste numărul nu trece nimeni. Că noi am putea să ne oprim mai devreme, să nu cumva să ne întâlnim într-o zi să dăm socoteală pentru ceea ce am făcut. Dragii mei, o familie care rămâne în binecuvântarea lui Dumnezeu e o familie care își ajustează așteptările după standardul lui Dumnezeu. El zidește, Doamne ajută. El păzește, Doamne ajută. El poartă de grijă, Doamne ajută. El binecuvântă cu copiii, Doamne ajută. Și când facem acestea, vom fi familii binecuvântate. Iertați-mă că v-am luat un pic de timp, Domnul să vă binecuvânteze.